Vă rugați în clipele de deznădejde și de nevoie, dar de v-ați ruga de asemenea în plinătatea bucuriei și în zilele ce vă sunt îmbelșugate, fiindcă rugăciunea ce-i oare dacă nu expansiunea firii voastre în eterul mereu trăitor? Și dacă spre ușurarea voastră stă faptul că aruncați în spațiu întunericul din voi, este de asemenea spre desfătarea voastră să răspândiți zorii din sufletul vostru. Iar dacă nu puteți decât să plângeți când sufletul vă cheamă la rugăciune, aceasta trebuie să vă îmboldească iar și iar, în pofida lacrimilor, până veți veni râzând la ea. Când vă rugați, vă și înălțați pentru a întâlni în văzduh pe cei care, asemeni vouă, la aceeași oră se roagă și pe care, în afara timpului de rugă, nu-i puteți întâlni. Se cuvine de aceea ca întâlnirea voastră în templul nevăzut să fie numai pentru starea de extaz și dulce comunie, fiindcă dacă veți intra în acest templu doar pentru a cere, nu veți primi nimic. Iar dacă doar spre a vă umili, nu vă veți înălța. Sau chiar dacă veți intra spre a implora fericirea pentru semenii voștri, nu veți fi auziți. E destul numai să intrați în acest templu nevăzut. Nu aș putea să vă învăț cum să vă rugați cu ajutorul cuvintelor. Cel nevăzut nu ascultă vorbele voastre, afară doar dacă el însuși le pronunță prin buzele voastre. Și n-aș putea să vă învăț rugăciunile mărilor, ale pădurilor sau ale munților, însă voi, care v-ați născut în munți, ori în păduri sau pe mări, puteți afla aceste rugăciuni în inima voastră. Iar dacă veți asculta numai, în taina nopții le veți auzi șoptind în tăcere, Creatorule, Tu care ești euul nostru înaripat, în firea noastră voința Ta voiești, în dorința noastră dorința Ta arde. Puterea Ta e în noi, dorind să ne schimbe nopțile care ale Tale sunt, în zile care ale Tale sunt de asemenea. Noi nu putem să-ți cerem nimic, deoarece Tu ne cunoști trebuințele înainte ca ele să se fie ivit înăuntru nostru. Tu ești trebuința noastră și dăruindu-ne cât mai mult din Tine, totul ne dăruiești.